Ziua 4 din Oto Slăbește, sezonul 5, din singura transformare live, documentată, cu toate mesele și cântarul oficial în fiecare zi. O începem de la 130 de kg în cap. Haideți să vedem ce mănânc și astăzi pentru a slăbi 20 de kg. Am coborât să-mi pregătesc micul dejun și o să-mi fac un sandwich cu cașcaval din ăsta fumat de la Pilos. Haideți să vedem și câte calorii are pe 100 de grame. 301 kcal pe 100 de grame, dintre care 21 de grame de grăsimi, 2 grame de glucide și 26 de grame de proteine. Pentru carne voi folosi mușfile din acesta, tot de la Lidl, de la cămara noastră, care are pe 100 de grame, 119 kcal, dintre care 3 grame de grăsimi, 2 grame de glucide și 21 de grame de proteine. Azi noapte am mâncat o pungă din asta de Doritos pe la două noaptea pentru că am luat niște Pepsi Max. Am prins la ofertă la 8,50 sticla și mi-a dat și eu o pungă din asta la casă și nu m-am putut abține, vedeți, am terminat-o. Aici mai am o pungă întreagă pentru că am luat două sticle de suc. Iar aici este salata pe care am mâncat-o ieri, dar haideți să vă arăt aici o chestie. Salata asta are 220 de grame și 280-300 de calorii să zic. Și punga asta are 44 de grame, deci 44 de grame și 221 de kilocalorii. Nu știu dacă se vede că trebuie în rămână, ia uitați. 20, 221 de kilocalorii, aici scrie, pe 44 de grame. Am vrut să vă arăt pentru că eu am terminat mesele ieri la ora 8, am editat clipul și l-am urcat și punga asta am mâncat-o la ora 2 noaptea. Este incredibil de mare diferența da, între chipsuri și această salată, adică 44 de grame, 221 de kilocalorii și asta invers, 220 de grame, de deci are de 5 ori mai multă cantitate și același număr de calorii aproape. De macronutrienți nu mai vorbesc, că nu se compară, vă da seama. Masa este gata, am pregătit sandwich la toaster, la sandwich maker. Avem două filuțe de pâine care au 80 de grame, avem 80 de grame de mușfile, și 50 de grame de cașcaval din acela Pilos, iar lângă am pus un ardei din ăsta Capia Mare, pe care l-am cântărit și pe el, are 100 de grame. Dar ardeii ăștia au foarte multă vitamina C, să știți și puține calorii, bineînțeles, și multe fibre. Încerc să introduc în meniul meu cât mai multe legume pentru că sunt foarte sănătoase și foarte slabe în calorii. Iar lângă am făcut o cafea Jacobs naturală la care voi adăuga o linguriță de miere de rapiță de la noi, de la Miere TVO. Mierea asta o găsiți pe site-ul nostru mieretvo.ro Stați așa că se ia mai greu cu o singură mână. Ia uitați aici câta lingurița am pus. Deci asta o echivalăm ca două lingurițe. O linguriță rasă are 30 de calorii. Asta o echivalam la 60 de calorii, pentru că ați văzut cât de mare a fost lingurița pe care am pus-o, da? Am făcut o cafea tare, am pus uh, multă cafea. Pentru a doua masă pe ziua de astăzi, avem aici o ciorbiță proaspătă. Acum a pregătit-o, acum a terminat-o mamasita. Ia uitați aici, a făcut ciorbiță de fasole, boabe, cu foarte multe legume, morcov, țelină. Avem un bol de 500 de grame, dintre care... 150 de grame cred că are carne asta. Am luat o bucată care să nu aibă grăsime. Iar lângă avem o ceapă din asta roșie. Bine, avem mai multe cepe. Eu însă voi mânca o ceapă, cred că mi-ajunge. Și o feliuță de pâine. Vă vreți poftă bună, dragilor, dacă sunteți și voi la masă și ne revedem la masa cu numărul 3. Pentru a treia masă avem 600 de grame cu 600 de kilocalorii și anume 150 de grame de mușchi din acesta foarte, foarte slab, care a fost făcut pe tigaia grill fără pic de ulei. 200 de grame de cartofi la cuptor, la fel, au fost făcuți fără pic de ulei. Uitați aici și tava. Deci absolut deloc ulei n-am pus. În schimb am pus câteva grame de brânză telemea pe deasupra pentru gust. Și voi mânca totul cu 250 de grame de murături. Acestea sunt murăturile mele preferate și anume conopida pentru ultima masă avem aici 200 de grame de struguri pentru a ronțăi la noapte. Strugurii au 70 de calorii pe 100 de grame, deci 200 de grame vin 140 de calorii și este o variantă mult mai bună de snacks pentru seară decât Doritos sau chipsuri sau orice altfel de lucrurile acestea din comerț. O pungă din asta de 44 de grame are 221 de kilocalorii și aici am 200 de grame, nu 44 de struguri care au 140 de calorii. Și să nu mai vorbesc de fibre, minerale și vitamine. Vă doresc o seară bună și abia aștept să ne vedem mâine cu un nou clip. Să vedem ce mai mananc pentru a slăbi 20 de kg